El este 5115T2. Unii i-ar putea spune muncitorul perfect, întrucât poate lucra 24 de ore fără pauză, ascultă de superiorii săi și nu cere salariu. Este vorba despre un tractor autonom de ultimă tehnologie, destinat exclusiv agriculturii, capabil să realizeze o multitudine de lucrări doar în baza unei programări și a senzorilor de care dispune. Realizat în Olanda, robotul nu are cabină. Este controlat prin telecomandă de la distanță, inclusiv de pe smartphone sau tabletă, și execută lucrări agricole în mod independent și autonom 24 de ore din 24. Iar datorită sistemelor de siguranță, este imposibilă producerea oricărui accident, având numeroși senzori de mișcare și tactili, camere video frontale și posterioare pentru detectarea oricărui obstacol. Încetinește, dar în momentul în care ajunge la o distanță de 3 metri, tractorul se oprește. Dacă din vari motive avem un obstacol pe care nu-l identificăm cu ajutorul senzorului LIDAR, avem alte sisteme de siguranță. Unul dintre ele ar fi bara din fața tractorului. În momentul în care anticipează ceva, oprește, sau dacă intră în coleziune, tractorul înțepenește. Am o zi demonstrativă în câmp, în cadrul conferinței pe care am organizat-o împreună cu Academia Română. Și veți vedea la lucru mașini și echipamente utilizate în cadrul sistemelor reduse și fără lucrări. Și sigur, vedeta zilei este acest robot autonom care, este practic un tractor fără operator, fără cabină, care este condus din tabletă sau poate fi condus și pe smartphone, care poate lucra 24 de ore din 24, executând toate lucrările pe care le execută un tractor normal. Este foarte util acest utilaj, având în vedere că nu necesită forță de muncă, nu necesită oameni. El, printr-un simplu click, putem introduce mapa și putem să-l punem la treabă, având în vedere că el poate evita și anumite obstacole, cum ar fi stâlpi sau mlaștini sau orice altceva. Poate fi folosit în vederea prelucrării solului înainte de semănat, cum ar fi o scarificare, o pregătire a patului generativ cu, de exemplu, cu acest utilaj, cu jokerul. Chiar și semănat nu, dar până la pregătit se poate folosi acest robot. În urma parteneriatelor pe care le avem cu colegii de la diferite companii din agribusiness, am reușit astăzi, pentru prima dată în zona Moldovei, să aducem acest tractor autonom. Beneficiile sunt multiple, bineînțeles. Agricultura se îndreaptă către un nou pas, digitalizarea agriculturii. Dacă până în prezent vorbeam de tractoare care erau pilotate, conduse de către o persoană și ghidate cu ajutorul satelitului, cu ajutorul GPS-ului. Actualmente putem vorbi de utilaje autonome, cum este și acest utilaj din spatele nostru. Prezentarea acestui robot face parte din programul Conferinței Protecția Solurilor Agricole și Silvice în condițiile schimbărilor climatice, ocazie cu care au fost prezentate cele mai noi cercetări științifice de profil de pe ambele maluri ale Prutului. Scopul manifestării a fost acela de a reduce vulnerabilitatea din ferme și de a proteja solurile și mediul înconjurător.